Atunci când noi vorbim despre lucrurile astea, fiecare dintre noi auzim aceste lucruri, dar le așezăm într-un context care s-a format de când ne-am născut până acum. La unii dintre noi s-ar putea să fie un context legalist. Nu vorbesc acum dacă e bine sau rău să fii legalist, asta nu-i treaba mea acum. Spun numai, unii dintre noi s-ar putea să fim legaliști. În general, legaliștii sunt niște oameni aspri. Și dacă se duc acasă cu această asprime, unde trebuie să fie iubire, unde trebuie să fie căldură sufletească, și dacă ești bărbat și nu înțelegi că femeia, vorba lui Băsescu, vara nu-i ca iarna, atunci s-ar putea să te confrunți cu probleme de care te plângi până când pleci la Domnul. Ce vreau să spun? Există un model de familie tradițional, adică modelul mai de demult. Dumneavoastră gândiți-vă dacă mai funcționează acum sau nu. Există un model modern, e de acum sau de mâine. Dumneavoastră gândiți-vă dacă e bun sau nu. Și există un model biblic, inspirat din legile lui Dumnezeu care sunt în Scriptură. Gândiți-vă dacă nu cumva un astfel de soț, o astfel de soție ar trebui să fim noi. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, aș vrea să vă spun că multe lucruri mici creează probleme mari atunci când lucrurile greșite mici se repetă. Orice soție poate să înghită un lucru pe care l-ai făcut odată, dar nu poate să înghită un lucru greșit pe care îl faci de fiecare dată. Dar nu numai o soție nu poate să înghită treaba asta, nici un bărbat. Acceptăm faptul că oamenii greșesc în viață, dar spune scuză-mă, îți promit că o să fiu mai atent sau mai atentă și cu siguranță, oricât ar fi de aspru partenerul, trece peste. Dar dacă încerci să te îndreptățești, nu-i cazul. Pentru că atunci când greșești, în ce fel ai putea să te îndreptățești? Să-mi spui că e omenește să greșești și eu nu știu? Un pic de umilință ajută, un pic de smerenie. Lucrurile astea ajută mai mult decât pieptul umflat și tonul ridicat. Asta generează adversitate, conflictualitate. În general, se spune și îmi place ideea asta, comparația asta, deși s-ar putea ca unii să nu înțeleagă, mai ales cei mai tineri, se spune că într-o familie nu întotdeauna soții sunt la fel și poate că niciodată nu sunt la fel. Unul parcă trage un pic mai mult. Nu neapărat soțul sau soția. Dar atunci când o familie nu funcționează, dar nu funcționează pentru că au o ceartă odată la 100 de ani, ci nu funcționează că se ceartă mereu. În general, există ideea asta potrivit căreia se spune că unul dintre soți este resursă și unul este căpușă. Știți ce e aia căpușă, nu? Aia care se bagă sub piele și suge până te bagă în pământ. E, unul dintre soți este căpușă și nu este resursă. Ce înseamnă resursă? Păi resursă înseamnă, uite, asta înseamnă resursă. Poftim. Resursă înseamnă să oferi. Ce oferi? Ce ai? Oferi un pic de zâmbet, un pic de pozitivitate, oferi un pic de, fii liniștit, o să treacă și asta. Oferi un pic de, hai, lasă, mergem noi înainte, Dumnezeu va fi cu noi. Oferă un pic de îmbrățișare, un pic de pupat, lucruri care, de care e mare cerere. Ce înseamnă căpușă? Dă-mi, tu niciodată, eu întotdeauna, bine că te-ai căsătorit cu mine, că nu te mai căpătuiai niciodată. Înțelegeți, dacă avem puterea în seara asta să ne gândim ca stil de viață, în experiența anilor de căsătorie pe care îi avem, cam înspre care dintre aceste două repere se îndreaptă profilul nostru psihologic? Apucăturile, obiceiurile, tendințele, aplecările noastre, spre care dintre aceste două repere se îndreaptă? În general, resurs înseamnă a oferi, a iubi, a ierta, a ajuta, a înțelege, a comunica, a avea compasiune și lista continuă. Resursă, din potrivă, înseamnă trebuie să primească orice își dorește.
Îi trebuie iubire, îi trebuie iertare, îi trebuie înțelegere, îi trebuie o a doua șansă, îi trebuie bani, îi trebuie, domnule, tot o sugătură de la cap la cap. Cine ar fi dispus în fiecare zi să ofere și bietul să nu primească niciodată? Ideea asta de om care tot timpul vrea să ia pentru el din egoism și indiferență și altul săracul care trebuie să se cheltuie, să-și dea și sufletul din el, ăsta nu mai este tovărășie și căsătorie. Asta este exploatare și e manipulare. Un om înțelept care se căsătorește și știe ce înseamnă căsătoria, nu-și poate permite să facă așa sub nicio formă. Nu profitați de o femeie bună, simțită, delicată, cu minte, cu o voce blândă, nu profitați de ea. Nu profitați de un băiat bun, care nu urlă ca alții și este un om cu caracter, un om care încearcă să se poarte frumos doar ca să fie fericită. Nu profitați de lucrurile astea bune. Nu le luați drept o slăbiciune peste care puteți să pășiți ca niște învingători. Mulțumiți lui Dumnezeu că aveți un astfel de partener și ajutați-l să rămână sau să ajutați-o să rămână așa, încurajând-o, apreciind-o și validând-o. A valida înseamnă a remarca binele pe care le-a făcut. Bărbații trăiesc pentru performanță, doar pentru performanță. Femeile trăiesc pentru iubire, pentru comunicare, pentru viață în general. Dar dacă bărbații trăiesc pentru performanță, înseamnă că trebuie remarcată performanța lor. Când remarcați performanța, el o va repeta cu bucurie, pentru că a primit drogul. Bărbații au nevoie să fie validați. De aceea, cât costă să-i spui, am văzut că ai dus alea, bravo, am știut eu că o să faci lucrul ăsta, am știut eu cu cine mă căsătoresc. Mai în glumă, mai în serios, i-ai făcut ziua. Dar așa, încruntată de mama focului sau încruntat de mama focului, nu merge în căsătorie. Merge undeva la o intersecție unde cineva nu știu ce zice. Dar acasă unde trăiești cu o femeie sau cu un soț și v-ați căsătorit din iubire și ați mai venit și la biserică să vă binecuvinteze păstorul și vă comportați așa. Dragii mei, ce seamănă omul aia seceră? O să pune în ceapă și o să scoate usturoi? Aș vrea să mai spun unul sau două lucruri repede. Probabil că aș vrea să spun un pic despre diferența dintre organizare și libertate. Cel puțin în relația mea cu Carmen am avut de furcă cu treaba asta. Asta nu înseamnă că nu mai avem, dar e furca mai mică. Diferența dintre organizare și libertate. Organizarea este atitudinea de planificare în detaliu a orice face un om. Sunt oameni, s-ar putea să fie soțul, dar nu neapărat, poate să fie soția, foarte organizați. Deci dacă pleacă într-o vacanță, cu 6 luni înainte începe să dea telefon, să se intereseze, să facă planificări, tabele, la ce oră pleacă, cu ce ne duce. Domnule, zici că este la Washington. Nu-i rău, nu-i bine, așa e ea sau el. Celălalt, ăla zice, o fi cumva, las că vedem noi. O fi cumva, mâna asta și-o bagă în buzunar și pe asta o face așa pe lângă el. Sau ea. Întreb eu, câtă tensiune există între ăștia doi când o să plece în vacanță? Ăla care este libertate, las că o fi cumva, ăla o să fie terorizat de planificarea și de organizarea asta ca la armată. Celălalt care planifică o să se simtă lăsat singur și cu toată povara în cap și pe ăsta nu-l interesează de nimic. Numai gândiți-vă, cum ar trebui procedat dacă se nimerește să se căsătorească libertate cu organizare? Dumneavoastră cum sunteți, libertate sau organizare? Eu nu vă spun cum sunt, dar Carmen este organizare. Carmen este organizare. Mi-a spus, te rog frumos să-mi dai programul din Germania. I-l-am dat pe telefon cu lux de amănunte. Lux de amănunte. Am mai trecut săptămână, mi-ai dat programul din... Da, zicea, mi-am adus aminte, dar zice, e undeva în mesaje, mai trimite-mi o dată programul din Germania. Încă o dată programul din Germania? Mi-a fost simplu, am intrat în text message, copy and paste și l-am trimis. Dar, domnule, nu pot să înțeleg de ce e nevoie de 75 sau 76 minute. Ci, dar nu ea e în călătorie, eu sunt în călătorie. Domnule, așa e brunetă, n-ai ce-i face, dacă e brunetă nu e blondă. Organizare.
ăla libertate, am plecat cu avion, am venit la avion, am stat 2 ore în avion, ne-a dat jos și ne-a trimis acasă, că nu poți să-l repare. Și dacă nu îl repară, mai bine te trimite acasă, nu? Dacă e cu mașina, nu. Dacă e cu avionul, da. Și a zis, veniți mâine. Și ne-a dat posibilitatea să sunăm și să reprogramăm zborul. Am sunat și mi-a zis, te duci prin Zurich și ajungi mâine la 1.20. Și foarte bine că prindeam și adunarea de aseară. Numai că de la terminalul 1 până la terminalul 5 în Chicago, la O'Hare, trebuie să iei trenul. Un tren special care e pentru asta. L-am luat, dar ți-a timp. Când am ajuns acolo, nu mai era nimeni la desk acolo, la birou unde trebuia să-mi facă check-in. Și sigur că am sunat și am spus, domne, nu mai e nimeni aici. Ok, vino mâine la 4. Am venit a doua zi la 4 și mi-a spus că, Matale, n-ai programare. Adică, cum, domne, să n-am programare? Păi n-ai programare. Am sunat-o pe fiica mea. Nu mi-ai, n-ai vorbit aseară cu ăștia de la Lufthansa? Ba da. Și... Dar zice, astăzi, de ce nu te-ai uitat dacă ți-au trimis confirmare prin e-mail? Deci nu m-am uitat astăzi. Am fost ocupat. Și acum eu ce să fac? Păi sună la aia. Dacă sunam de dimineață, era foarte bine că nu mai stăteam atât de stresat o jumătate de oră înainte de îmbarcare. Ce am vrut să spun este că a fi organizat are beneficii, dar când lucrul ăsta întrece măsura, devine foarte stresant. Ce am vrut să spun atunci când ești dezorganizat, riști să le faci pe toate varză și nu mai știi ce faci, dar îți oferă un pic de libertate și n-ai niciun pic de stres, că o fi cumva. Dar dacă ăștia sunt amândoi în aceeași familie, indiferent cine are dreptate, dacă are dreptate organizatorul, se va certa din cauza la faptul că libertatea a greșit. Dacă are dreptate libertatea, se îi va reproșa lui, ai văzut, mă, toți cu programările tale, vezi ce bine le-a rânduit Dumnezeu? Nu știu dacă Dumnezeu ne aranjează nouă vacanțele, dar în sfârșit. Mai spune un lucru și închei. Aveți dreptate, așa e. Așa zicea și bunicul, așa zicem și noi. Uitați ce vreau să spun în încheiere. Poate că dumneavoastră îmi veți spune, mă, omule, tu zici cum zici. Dar uite cum e la mine. Eu am făcut, am dres, am încercat... Dar nu se poate cu tovarășul sau cu tovarășa. Și dăm vina pe tovarășul sau pe tovarășa. Și spui dacă ar fi și el ca mine sau ea. Dar nu e. M-am certat, i-am explicat, am zis. Dar nu e, mă, omule, mă, nu e. Ce să fac? Am să încerc să vă arăt ceva. Nu știu dacă o să reușesc, dar o să încerc. Uite, eu o să mă prefac că scriu, dar nu scriu. Nu mă prefac. Și dumneavoastră o să vă uitați și încercați să vă imaginați și cu imaginația să acoperiți nevoia de scris. Uite, imaginați-vă aici un cerc . Ăsta este un cerc. În acest cerc, imaginați-vă că aici e soțul și aici e soția. Și soția este supusă soțului și soțul își iubește soția. Și pentru că el o iubește, ea îl respectă. Și pentru că ea îl respectă, el o iubește. Și pentru că el o iubește, ea îl respectă. Și pentru că ea îl respectă, el o iubește. Și pentru, și pentru, și pentru, și pentru, și pentru, și pentru. E ca o roată de la mașină care se învârte și creează o anumită dinamică, o anumită viteză. Și e ușor să-l respecte, că el o iubește. Și lui e ușor să o iubească, că ea îl respectă. Și lucrurile merg bine. Se întâmplă ceva de la început sau cândva în procesul căsniciei, când el sau ea nu mai iubește sau nu mai respectă. Ascultați-mă. Ea sau el, hai să zicem ea, sau hai să zicem el, el nu mai iubește. Crede ea, zice ea, vede ea. Pentru că el nu mai iubește, ea începe să nu-l mai respecte. Pentru că ea nu-l mai respectă, el nu mai iubește. Pentru că el nu mai iubește, el nu mai o...
și din nou mașina prinde viteză. Și acum imaginați-vă că bărbații de aici sunteți în situația în care vă iubiți soția, dar ea nu vă respectă. Și nu îndrăzniți să vă ridicați, că oricum n-ar fi de niciun folos. Să spui, mă, omule, uite care e situația mea. Eu îmi plânge sufletul în mine că am făcut tot ce am putut și o iubesc fără să-mi merite, că ea nu mai mă respectă. Dar ce să fac? S-o bat? Sau invers, toate doamnele de aici veți spune, eu îl cinstesc, îl respect, îi sunt supusă, am făcut tot ce am putut, deși nu merită să mă port așa cu el, dar e un... nu mă iubește, nu-l interesează, e indiferent. Când vine zici că n-a venit, când pleacă zici că n-a plecat. Ce să fac? Dumneavoastră, ce părere aveți? Cam ce e de făcut? Că unul își face partea, celălalt nu. Unul își face partea, celălalt continuă să nu o facă. Până la urmă, cel care își făcea obosește și nu mai face nici el. Ăsta care nu o făcea deloc, acum când vede că nici celălalt nu o face, mai rău nu o face. Și alălaltul se răzbună și mai rău nu o face nici el. Și până la urmă ajung de nu se mai suportă și fiecare dă vina pe celălalt. Imaginați-vă că ăștia doi vin la biserică. Frate Marius, nu ne înțelegem. Și îl întrebi, o întrebi pe ea, ce este soră? Frate, nu mă iubește. Îl întrebi pe dumnealui, e adevărat că nu o iubești? Da, frate. De ce, frate? Nu mă respectă. E adevărat că matale nu-l respecti? Da. De ce? Că nu mă iubește. Ce îi spui? Nu, 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 dincolo de zâmbet, ce îi spui? Că drumul e înfundat, n-ai ce să îi spui. Știți cum se zice la Bihor, când cineva moare? La noi în sud, când te duci la un mort, se zice, când eram la ortodox, se zicea Dumnezeu să-l ierte. Acum zice Dumnezeu să vă binecuvinteze, sincere condoleanțe. La Bihor se zice, ce să-i faci? Ăia din casă spun, n-ai ce-i face. Dar nu-i de râs, așa se zice, ce să-i faci, n-ai ce-i faci. Și au dreptate. 100% au dreptate. Haideți să ne întoarcem aici și să încheiem. Eu sunt aici și să presupunem că eu îmi iubesc soția și ea nu mai mă respectă. Sau să presupunem că nici eu nu mai iubesc și ea mă respectă, sau nici eu nu o iubesc și nici ea nu mă respectă. Ce variantă vreți dumneavoastră? Și roata merge spre rău. Ori merge doar cu partea unuia, ori cu a niciunuia. Ce ar trebui să facă soțul sau soția sau amândoi? Dacă eu sunt acolo și eu sunt soțul, eu ar trebui să realizez că căsătoria mea se duce de râpă, eu sunt nefericit, când mă duc acasă e mai greu decât atunci când mă duc la lucru. Că la lucru obosesc cu trupul, dar aici mă zăpăcește. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, am nerv la stomac. Nimic nu merge, nimic nu mai are, nu mai am nicio bucurie, nici de mașină, nici de nimic, de nimic. Ce e de făcut? Atunci eu îmi dau seama că dacă las lucrurile să se învârtă în direcția asta, familia noastră se prăpădește. În general, în situație de asta apar infidelitatea, dacă femeia asta care e nerespectată, neiubită, are la serviciu un șmecheraș de coleg, ăsta o vede că e neîmplinită și se poartă foarte frumos cu ea. Și atunci el devine drogul ei. Ea își deschide inima, îi spune povestea și rămâne o chestie de circumstanță ca să se întâmple nenorocirea. Și dacă se întâmplă o dată, de obicei se întâmplă de fiecare dată. Ei, eu ar trebui să fac următorul lucru. Să-mi propun să-mi fac partea mea și să încep să-mi iubesc soția ca așa i-am promis lui Dumnezeu. Mi-e greu să o fac pentru că să presupunem că ea nu mă respectă. Ea se poartă cu mine ca și cum aș fi... E supărată, e mânioasă, îmi reproșează nu știu ce. E doar o presupunere. Dar eu încerc să nu mă uit la lucrurile astea ca să-mi păstrez motivația de a continua să o iubesc. Eu o iubesc și ea nu mă respectă. Eu o iubesc și ea nu mă respectă. Eu o iubesc și ea nu mă respectă. Eu o iubesc. Dar la un moment dat această atitudine a mea de dulceață îi va mișca, îi va atinge inima. Și puțin câte puțin, iubirea încălzește. Puțin câte puțin va începe să se miște și ea. Iată dar cum cineva care își face partea
îl va motiva și pe celălalt să-și o facă. Nu într-o zi, poate nu într-o săptămână, poate nici într-o lună, exact ce spunea Petru, textul cu care am început. Chiar dacă el nu ascultă, tu poartă-te așa și așa și Dumnezeu va interveni. Dacă faceți parte dintr-o familie nefuncțională, s-a blocat în nu știu ce experiențe, lucrul pe care trebuie să-l faceți este să nu vă mai uitați ce face partenerul dumneavoastră. Oricum nu ajută la nimic. Încercați să vă asumați responsabilitatea pe care ați promis-o înaintea lui Dumnezeu și faceți-vă parte. Dacă sunteți femeie, supuneți-vă lui, dar în mod vizibil. În felul ăsta veți activa puterea lui Dumnezeu. Sau dacă sunteți bărbat, iubiți-o chiar dacă se poartă urât. Duceți-i flori. Întrebați-o, te pot ajuta cu ceva astăzi? Pot să fac ceva pentru tine astăzi? Scrieți-i ceva pe o hârtie și puneți-i o supernă. Băgați-i într-un pantof 20 de euro. Zic, poate nu sunt grozave exemple, zic așa, zic aiurea. Faceți niște semne de iubire cum le făceați în prietenie, surprindeți-o cu ceva, puneți-i o floare undeva la cheile la mașină, faceți ceva. Dacă nu faceți nimic, lucrurile vor merge mai rău. Este imposibil ca iubirea să nu miște. Reproșurile, confiscarea lucrurilor personale, amenințările, faptul că mai spui la rude, la prieteni și te aud oamenii din biserică și se rușine să mai vii la adunare, nu rezolvă problema. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu și când e pe pielea dumitale practicarea Scripturii, nu numai când e pe pielea altuia. Am păstorit o biserică în București și prezbiterului de acolo i-a murit soția. L-am sunat să-i spun și eu sincere condoleanțe. L-am sunat la mai mult timp după ce, când am auzit că a murit. Și vreo două ore mi-a vorbit prin ce trece. Îmi spunea, tu știi că eu am apartament la stradă și dincolo de stradă e cimitirul. Lângă gardul cimitirului am înmormântat-o. Ne desparte strada. Ies noaptea de 3-4 ori. Și vorbesc cu ea de la balcon. Și îi spun, e la doi pași de mine. Și nu se ridică. Nu pot să mai fiu cu ea. Și spune, am fost atât de aspru cu ea când a trăit. Tot timpul o certam dimineața că n-a făcut ce trebuia. Tot timpul veneam seara acasă și uneori îi băgam de vină. Ce mult aș da acum să se ridice de acolo. Știți ce vreau să vă spun înainte să ne rugăm? Vreau să vă spun că acum noi pierdem din vedere scurtimea vieții noastre și puținele zile pe care le avem la dispoziție să ne bucurăm și muncim cu disperare și nu mai vedem scurtimea vieții noastre. Unul dintre marii gânditori ai lumii a fost întrebat, care credeți că e cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii? Și el a spus, cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii este că ei cred că au timp. Ei cred că au timp. Dacă ar accepta că nu au timp, ar face acum, pentru că nu mai au timp. Frați dragi, am trecut și eu prin viață ca și dumneavoastră. Am fost un om foarte militaros și foarte aspru în felul meu și recunosc că am chinuit-o pe Carme mult în primii ani, părându-mi se că n-am știut să fac altfel, atât am știut. Însă anii au trecut. Am trecut prin multe experiențe. S-a îmbolnăvit de cancer și era să mă lase singur. Am văzut și eu la alții. Am citit cărți, am auzit întâmplări. Nu știu cât mai este. Dar atât cât mai este, o să fiu un alt om. O să vreau să fac altceva cu viața mea, cu timpul pe care îl petrecem împreună. Asta ține doar de mine. Nu-mi trebuie bani. Nu-mi trebuie nici să fiu mai înalt. Nu-mi trebuie nici să-mi iau doctoratul. Îmi trebuie numai să-mi pun în minte că am o femeie care de 39 de ani se ține după mine. Și când mă voi duce acasă, o să mă ocup de ea. O să o ajut să se simtă bine, iubită. O să-i duc ceva, o ciocolată, o floare. O să-i scriu ceva pe o hârtie.
O să-i spun că o iubesc, o să o pup de 1000 de ori. E tot ce pot să fac, sunt doar un om. Ce mare lucru aș putea să fac? Dar pot să fac un mic lucru. Nu o să mai fiu, nu o să-i spun, nu o să-i mai spun niciun proșie. Am spus 39 de ani. La ce îmi folosește? Dacă murea, cui mai reproșam? Îmi pare rău pentru anii ăia. Îmi pare rău. A venit după mine că i-am promis că o iubesc. Putea să nu vină, dar m-a crezut pe cuvânt. Și o parte din timpul care l-a petrecut cu mine, am fost un om prea aspru. M-am hotărât cu mulți ani în urmă să nu mai mă porc cu dreptate cu soția mea. Mă porc cu dreptate cu 8 miliarde de oameni, dar cu soția mea aleg să nu mai mă porc cu dreptate, ci doar cu iubire. Ea e singura persoană față de care nu mai mă porc cu dreptate, ci doar cu iubire. Pentru ea nu mai există nicio dreptate. Ea e liberă din punctul meu de vedere, pentru că e soția mea și vreau să fie fericită cu mine. Dacă eu mor primul, și probabil că așa se va întâmpla, Biblia vorbește de văduve, nu de văduvi. Dacă eu mor primul, atunci femeia asta va rămâne cu amintirile astea. Care va fi imaginea mea din amintirile ei? N-am fost un om bogat niciodată. N-am fost un om deștept. N-am excelat prin nimic. Am fost un om normal, obișnuit. Vreau să excelez în familia mea. Să rămână imaginea unui soț care s-a ținut de cuvânt cu 40 de ani în urmă. Imaginea unui tată care a trăit pocăința. Imaginea unui predicator care a fost sincer și bine motivat. Cam ăsta e visul meu cu ce a mai rămas. Nu știu cât a mai rămas, dar ăsta e visul meu. Ce ai de gând să faci cu ce ți-a rămas? Eu îți propun, te rog, în seara asta, alege un lucru care știi că e dorința soției sau a soțului și încă nu l-ai împlinit, doar unul, nu două, unul. Și promite-i lui Dumnezeu că-l schimbi. Spune aici, Doamne, pentru onoarea Ta și pentru fericirea tovarășului meu de viață, pentru pacea din casa mea, din sufletul meu și din sufletul ei sau al lui, îți promit în această seară că Tu, cu ajutorul Tău, o să mă schimb. O să aduc un dar casei mele, nevestei mele sau bărbatului meu. Fă lucrul acesta și te vei bucura. N-a murit niciodată un om care să spună, ah, ce rău îmi pare că am fost prea bun cu nevastă mea sau cu bărbatul meu. Niciodată. Toți oamenii au fost chinuiți de regrete. N-am știut, îmi pare rău, mi-a trecut viața și n-am avut timp de sufletul meu și de sufletul femeii mele sau al bărbatului meu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să facem o făgăduință Domnului, care va fi darul nostru pentru casa noastră. Să ne rugăm cu adunarea. Dumnezeu să ne primească rugăciunea. Amin.